Salutări, sunt Dana Rogoz și susțin inițiativa UNICEF legată de importanța sănătății mentale, mai ales în perioada aceasta pandemiei. Nu vine să cred că se împlinește un an. Cred că nici nu știm acum cât de mult ne-a afectat această perioadă pe toți. Dacă ar fi să aleg un moment important din acest an atipic, evident că mă gândesc la nașterea fetiței mele. Ultimele săptămâni de naștere le-am petrecut în lockdown. Chiar la începutul nebuniei, când cred că fricile erau și mai mari, aproape obsesie ajunsese totul să fie, aveam scenarii mult mai negre legate de cum va fi nașterea, de... eram aproape convinsă că ne vom îmbolnăvi, că e ceva inevitabil, că mă speria gândul că voi fi singură, că poate nu o să fac față momentului. Iarăși aveam repere, știam cum a fost nașterea primului meu copil, al lui Vlad, știam că era Radu lângă mine, soțul meu, că aveam mereu vizitatori, care au oameni care să mă susțină și dintr-o dată lucrurile aveau să fie complet schimbate, complet altfel. Ideea e că pe măsură ce m-am apropiat de data nașterii, m-am relaxat, mi-am dat seama că de fapt scenariile mele sunt mai negre decât realitatea și că atâta timp cât suntem sănătoase, e în regulă. Și chiar așa a fost și din momentul în care mi-am ținut în brațe fetița sănătoasă, pur și simplu m-am bucurat de ce trăiesc și m-am bucurat de acele 3 zile și 3 nopți petrecute doar noi două în maternitate. Și de fapt n-a fost chiar singure, pentru că băiatul și soțul meu ne-au vizitat, dar în afara spitalului, adică au venit în dreptul ferestrei salonului în care eu eram internată în maternitate și asta a fost întâlnirea noastră, practic. I-am arătat surioara copilului meu de la fereastră. Ideea e că e foarte important să nu neglijăm fricile, emoțiile pe care le stăpânim din ce în ce mai greu uneori și să apelăm, să cerem ajutor. Nu e absolut nicio rușine să cerem ajutor. Iar pe site-ul UNICEF în România găsiți mai multe sfaturi legate de sănătatea mentală date de către specialiști.